Bună ziua, dragilor, sunt Bella Santiago și oful meu din cauza pandemiei asta este că nu mai avem concert, n-am mai avut concert. Și am și restaurant care am deschis și e foarte greu pentru că trebuie să închidem și trebuie să facem doar delivery și takeaway. Dar avantajul pandemiei este că am stat mai mult acasă, am gătit mai mult pentru fetița mea care n-am văzut de 2 ani. Și am stat mai mult cu ea, am jucat cu ea niște jocuri de copii și am stat mai mult cu soțul meu la restaurant să ne ocupăm împreună. Că pentru mine, când am deschis restaurant, am crezut că o să fie foarte ușor, că e mâncare filipineză, e al nostru. Dar nu e ușor, dar am învățat foarte mult lucru și mă bucur că am avut timp din asta să dorm mai mult și să stau mai mult cu familia mea, cu fetița mea și cu soțul meu. Da, hai să fim pozitivi și să ne gândim că o să termină tot asta și o să revenim cu bine. Campania asta este inițiativa UNICEF pentru conștientizare sănătăți mentale din pandemie. Vă pup, dragilor! Să fim bine!